Bună dimineața tuturor! Un scurt raport asupra activităților desfășurate în ultima perioadă. Am să încerc să fiu cât mai succint. Cu privire la activitatea Poliției Municipale, în perioada anterioară au fost executate 75 de misiuni de patrulare pedestră și auto pe raza municipiului, din care 6 cu agenți de la Poliția Roman. În cadrul activității de prevenire a comiterii de fapte contravenționale au fost depistate 106 persoane, pentru care s-au luat următoarele măsuri legale: 24 de avertismente verbale, 47 de avertismente scrise, 35 de sancțiuni contravenționale aplicate în valoare totală de 5.300 de lei. Vreau să vă spun că Poliția Locală a dat sprijin la lucrările efectuate pe strada Islazului, care s-a asfaltat luni. Marți a sprijinit evacuarea unui grup de cetățeni care populaseră o casă din municipiul Roma, de pe Dumbrava Roșie, în mod abuziv. Joi și vineri a fost o acțiune între orele 9 și 11 pe linia școlilor de șoferi, în urma unor mai multor reclamații care ne-au parvenit cu privire la conducerea pe străzile supraaglomerate din municipiu și nerespectarea schemei de trafic care a fost aprobată. Am rugat să se discute și să fie informate și să fie avertizate. S-au înaintat adrese scrise cu itinerarul din nou la toate școlile de șoferi. De asemenea, a asigurat fluidizarea traficului rutier și pietonal în zona unităților școlare. De asemenea, un control la adăpostul social situat în strada fabricii, care s-a încheiat fără probleme deosebite. Cu privire la activitatea Direcției Locale de Evidență a Populației, acolo și unde vom merge astăzi pentru a inaugura un sistem informatic de lucru, despre care am să vă fac câteva precizări. Vă informez că în perioada anterioară s-au produs 247 de cărți de identitate, din care 42 cu stația mobilă, și s-au eliberat 432. 34 de cereri de pașaport, 22 au fost eliberate, 101 total certificate eliberate, din care 67 de naștere, 10 de căsătorie și 24 de deces. Pe situații de urgență au fost efectuate următoarele activități. În data de 28 martie a fost finalizată curățenia în spatele cimitirului ortodox din cartierul Nicolae Bălcescu. În data de 30 martie a fost efectuată salubrizarea zonei 1 mai și în spatele blocului ANL de pe strada Ștefan cel Mare. În data de 1 aprilie, între orele 12-12.45, serviciul a intervenit pentru degajarea unui cablu electric care bloca trotuarul din zona fostului CAP. În data de 2 aprilie, între orele 11 și 35, serviciul a intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată pe strada Salcei din municipiul Roman. Au ars aproximativ 1.500 metri pătrați de vegetație, cauza probabilă fiind acțiunea intenționată a unei persoane. În data de 9 aprilie, între orele 11.30, 12.15, serviciul a intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată pe malul râului Moldova, vis-a-vis de Kaufland. Au ars aproximativ 400 de metri pătrați. Lucrări executate de către Direcția de Servicii Edilitare. În perioada anterioară a continuat vopsirea elementelor ce alcătuiesc locurile de joacă din următoarele locații: Mihai Viteazu, Mihai Eminescu, strada Tudor Vladimirescu, fundătura Păcii. S-au vopsit fântânile din locurile de joacă din Anton Pan, s-au vopsit fântânile din fața Poliției Municipale și din sensul giratoriu favorit, s-au finalizat vopsirea fântânii din Parcul Primăriei, s-a început reparația treptelor scărilor din capătul Aleii Revoluției. S-au confecționat și montat elemente găsite deteriorate la locurile de joacă din strada Anton Pan, s-au confecționat și vopsit elemente de mobilier stradar pentru blocul 10 din cea a Rosetei și strada Smirodava, blocurile 4, 6, 8 și 10. S-au executat lucrări la parcarea din strada Smirodava, ce au constat în excavat și transportat materialul rezultat, montat borduri pentru delimitarea ei, balast la cotă și asfaltat cu mixtura asfaltică. Lucrări la aleile din strada Aleea Revoluției, ce au constat în evacuare și transport al materialului rezultat, balastat și asfaltat cu mixtură asfaltică BA8. Asfaltat aleii la blocul 10 din Aleea Tudor Vladimirescu. Așadar, suntem prezenți cu lucrări în toate cartierele, așa cum am făcut în fiecare primăvară cu ocazia zilelor curățenii în municipiul Roman.
balastare la blocul CFR din Bulevardul Nicolae Bălcescu la solicitarea cetățenilor de acolo, curățenie la blocul 5 și capătul blocului 6 din Panainte Donici. Acestea erau fotografiile înainte și după, inclusiv cu amenajarea unei alei, după cum vedeți, era alei de pământ, este alei asfaltată în momentul de față, în Aleea Revoluției, pe lângă locul de joacă și troiță. Aici aveți în Aleea Tudor Vladimirescu blocurile 10, 8 și 4, de asemenea amenajare tot la solicitarea cetățenilor de acolo, curățenie și amenajare. Activități executate de Serviciu Administrare Parcuri, Serii și Spații Verzi. A continuat cu plantarea de copaci în diferite zone a municipiului Roman și va continua și în perioada următoare. Mai avem încă 450-500 de puieți de plantat. Majoritatea au fost așadar plantați. S-a cosit pe E85 de la poarta sud pe Bulevardul Roman Mușat, Bulevardul Republicii, Muzeul de Artă, Casa de Cultură, Bibliotecă, Pietonar, Ștefan cel Mare, tăier de corecție curățat la arbori de Ștefan cel Mare, definitivat, vopsit și lăcuit coșuri de gunoi în parcul municipal, terminat de locuit căpriorii din gardul de prejmuire al lacului de agrement care erau putrezi, reparat și igienizat toaletele din parc, complectat cu pământ în alveolele din parc, curățat prin șlefuire și vopsire 30% din suprafața gardului metalic din jurul parcului municipal, continuă acțiunea, reparat, vopsit și lăcuit dotările de la locul de joacă din parc, reparat și lăcuit foișorul de lemn din parc, curățat și vopsit elemente din lemn de la arcadele intrărilor din strada Ștefan cel Mare, la parcul municipal, igienizat, hidroizolat și acoperit cu vopsea impermeabilă suprafața fântânii artezienii din parc, curățat, vopsit și umplut cu pământ vasele ornamentale din jurul fântânii artezienii de pe aleea din strada Eternității și la intrarea de pe Mihai Viteazu în parcul municipal, înlocuit proiectoare la insula Cascadă și în jurul lacului. Activitatea Serviciului Administrare Parcări Semnalizare Rutieră. S-au trasat două parcări noi, cu parcări noi amenajate, 22 de locuri pe strada Tudor Vladimirescu, blocul 8, și una de 51 de locuri pe strada Ion Creangă, la blocul 6 și 4, pe artera din spate de la aia la altă. Solicitări făcute de cetățeni mai de mult, care iată că s-au finalizat. Terminat marcajele cu alb-roșu la trecerile de pietoni pe 85, total 21 de treceri, montat 4 indicatoare oprire interzisă pe strada Plopilor, 2 indicatoare ocolitoare a Roman Est, numărul 11 pe Petrom și numărul 1 pe 85 la intrarea în oraș dinspre Iași, curățare, poziționat oglinzi rutiere, montat indicatoare rutiere pentru restricționarea circulației pe un singur sens pe strada Dobrogeanu Gherea, tronsonul din spatele Spitalului Municipal, la solicitarea cetățenilor de acea zonă. S-a actualizat baza de date la un număr de 32 de încheieri de contracte de parcări noi. Încă sunt solicitări și continuăm operațiunea. Formația de confecții metalice montează, a montat gardul metalic în strada Miron Costin la piața de vechituri, blocul 5, la solicitarea cetățenilor de acolo care mi-au făcut-o cu ocazia unei vizite în teren pe care eu am făcut-o acolo. Montat gărduț metalic la alveole, spațiu verde, banc post. Montat 20 de bucăți stâlpișori la gardul profi. Lucrări de sudură la stâlp teren, volei strand. Schimbat biecuri în pietonal. Tras cablu de forță ACY-KBY la liceul Miron Costin, un cablu de forță, un cablu puternic. De asemenea, vreau să vă informez că Direcția Economică a finalizat inventarea patrimoniului unităților școlare, se face valorificarea acestui patrimoniu și sperăm să putem intra în ședința de Consiliu cu validarea valorificării patrimoniilor unităților școlare și darea lor în administrare. S-ar face pentru prima dată o punere la punct la nivel farmaceutic pentru patrimoniul unităților școlare. O lucrare foarte grea care durează de mai bine de un an de zile, pe care sperăm în această perioadă să o finalizăm. Același lucru vom face și cu Spitalul Municipal, astfel încât lucrurile să fie la milimetru. De asemenea, Direcția Tehnică informează împreună cu Serviciul Monitorizare că a ridicat în dezbatere publică regulamentul Serviciului de Iluminat Public din municipiul Roman. Deci, celor interesați, regulamentul se află pe site în dezbatere publică. La complexul Moldova s-a finalizat plaja, extinderea plajei, deci terminat, terenul de volei, mai trebuie nisipul adus și gata, toate amenajările, țevile pentru file, bordurarea, tot e terminat. Suportul pentru umbreluțele care vin noi
deja sunt terminate, sunt confecționate, le-am făcut noi cu forțe proprii, umbreluțele noi deja sunt venite, șezlongurile noi vin în 2 săptămâni, se lucrează la curățenie, se lucrează la amenajare în zona de picnic, s-a dat drumul, vreau să vă spun că deja în weekend a fost plin acolo, oamenii au început să iese, simt mirosul de primăvară, le urez o primăvară frumoasă și să se simtă cât mai bine în spațiile frumoase pe care le-am amenajat, cu rugămintea de a fi și păstrate în același timp. La bibliotecă continuă lucrările de detalii, de amenajare, vom amenaja în 2 săptămâni, va fi pus și gardul din față și din lateral, vom avea amenajat și curtea interioară. Eu sper ca până la sfârșitul lunii, așa cum am spus, să fie terminat cam totul, urmând ca așezarea și micile detalii să se întâmple în prima parte a lunii mai, iar cu ocazia zilelor municipiului Roman să inaugurăm acest monument, această perlă arhitecturală a municipiului Roman, care cred eu că reprezintă foarte mult pentru romașcani și în același timp este o carte de vizită foarte frumoasă pentru cei care vin din alte părți. Vreau să vă spun că deja aprecierile față de Casa Ioachim, Biblioteca George Radu Meledon, sunt cu totul și cu totul excepționale, deci cu o pondere de 99% ca aprecieri. Și mă bucur acest lucru pentru că este un simbol al municipiului Roman. Pentru, de la Direcția de Asistență Socială, tichete sociale, primim și în continuare documente, date, joia eliberăm. De asemenea, la tichete educaționale avem până acest moment doar 49 de bucăți solicitate, tot ceea ce va fi depus, instrumentăm, respectăm legea și eliberăm. De la Direcția de Urbanism s-a făcut o inventariere a contractelor de concesiune și de comodat nerespectate sau care au depășit termenul de aplicare. Toate acestea care nu au fost respectate din punct de vedere a termenului sau legalității au fost anulate. Deci am dispus anularea tuturor contractelor de concesiune și de comodat care nu au fost realizate în termenul pe care Consiliul Local l-a pus la dispoziție. Iar celelalte, funcție de oportunități, funcție de interesul comun, public și privat, au fost prelungite acolo unde a fost cazul. De asemenea, SECE Locato a lucrat la comanda noastră pe configurarea mai multor gaighere în Alea Revoluție, 3 gaighere noi, în Alea Liliacului 1, în Principatele Unite 1, pe rândunelelor au fost definitivate în cartierul Danubiana, la o solicitare pe care am avut-o eu acolo la vizita pe care am făcut-o în cartierul Danubiana. S-au curățat și containerul curățarea gaigerilor în oraș, se văruiesc copacii în parc, pe Cuzavodă, Ștefan cel Mare, Anton Pan, activitatea de curățenie cu noi și pentru noi continuă. Referitor la apa SERF, a avut mai multe intervenții pe apă, pierdere rețelei de distribuție pe 4 aprilie în Anton Pan la blocul 12 rezolvată, pe 5 aprilie în Alea Revoluției blocul 19 rezolvată și în Bulevardul Republicii blocul 52 rezolvată. A curățat cămin de vane în 8 aprilie în strada Maramureș, intersecție cu Primăverii, de altfel dacă ați văzut au fost și ridicate căminele pe Primăverii, așteptăm timpul și turnăm asfaltul după ce islazului a fost terminată, aleile din cimitirul Eternitate au fost terminate, mai trebuie amenajate doar cele două trotuare care duc de la turnul de la intrare până la biserică. Vom avea alei cu pavele frumos și pe stânga și pe dreapta. Toate aleile au fost asfaltate, de altfel la vizitele pe care eu le fac mai des în ultima perioadă în cimitir, datorită și situației mele personale. Am discutat cu foarte mulți oameni întâlnindu-mă acolo care au apreciat acest lucru pe care l-am făcut. De altfel, ați văzut și trotuarul de pe lângă gardul cimitirului a fost rezolvat. Și pregătim, așa cum vă spuneam, asfaltarea străzii Primăverii. De fapt, este terminată pregătirea, se așteaptă turnarea ei. Așteptăm puțin timpul. După ce se termină Primăverii, se intră pe Mihai Viteazu și vom asfalta strada Mihai Viteazu. După acest lucru, după asfaltarea și a străzii Mihai Viteazu,
Încercăm să abordăm strada Petru Rareș, pe care o asfaltăm tot în acest an. Ați văzut că am asfaltat segmentul dintre Bogdan Dragoș pe lângă școală, pe lângă cămin, și am făcut legătura cu Progresului și pregătim asfaltarea Perișorului. Așa cum am promis, începem sistemul de lucru, începem asfaltările în cartierul Petru Rareș și Nicolae Bălcescu. De altfel și Cocorului va intra tot în această primăvară la asfaltat, și alte surprize frumoase pentru cartierele Petru Rareș și Nicolae Bălcescu. De asemenea și sistemul de canalizare și apă vor începe lucrări noi în maxim 10 zile în aleea Iasomiei, în mai multe străzi pe care noi le-am solicitat apa servului. În aleea Somiei avem o canalizare de circa 250 de metri care o așteaptă de mult acolo cetățenii, în Doctor Ghelertă rețeaua de apă, în Petrodava rețeaua de apă, în aleea Revoluției rețeaua de apă. Intrăm cu ele în această primăvară la lucru. Deci lucrările încep, zic eu, undeva între 25 și 30 aprilie. De asemenea, s-au finalizat toate detaliile. Și pot să vă confirm că toată canalizarea din Petru Rareș și Nicolae Bălcescu, care a fost făcută pe master plan, este în momentul de față funcțională, stația de epurare preluând deja aceste dejecții. De asemenea, stația de epurare este finalizată în proporție de 95%. Sperăm ca până la mijlocul lunii mai să se finalizeze și celelalte 5%, astfel încât și acest mare obiectiv pe care eu l-am propus, premodernizare, cu reabilitarea tuturor treptelor, treapta primară, treapta mecanică, treapta chimică și biologică, să fie finalizate, este un lucru foarte important pentru municipiu, atât printr-o prelucrare ecologică, precum și printr-o prelucrare de mare capacitate a acestei stații de epurare. De asemenea, au fost înlocuiți robineții de concesie pe 6 aprilie în Spirul Haret numărul 77, eliminat o pierdere de branșament în 7 aprilie, Martir Cloșca numărul 19, refacere teren în 6 aprilie pe strada Sucedava, blocul 30, pierdere în cămin de apometru eliminată în 9 aprilie, strada Orizontului numărul 123 în Săbăoani, au intervenit cei de la APA Serv. Curățare manuală în cămine pe Roman Mușat, blocul 3, vidanjare la stații de pompare ape uzate 1, 2, 3, 6 și 7, de asemenea spau numărul 13, Sucedava, blocul 2, spau numărul 1, Dumitru Mărtinaș, intersecție cu fabricii, bulevardul Roman Mușat, blocul 3, bulevardul Roman Mușat, blocul 38, scara C în zona Băncii Transilvania, cu autocurățitoarea. S-a intervenit în fundătura Nicolae Bălcescu numărul 5, bulevardul Roman Mușat, blocul 38, Cea Roseti, blocul 9, 20, Mihai Eminescu, blocul 4B, Smirodava, blocul 3, Maramureș, numărul 32, Petru Aron, numărul 10, Ștefan cel Mare, numărul 247, 249, parțial, aici se mai lucrează. Alte verificări, verificări funcționare în stații de pompare ape uzate și curățare grătare aferente. Finalizare reparații la rețeaua de canalizare stradală în Gheorghe Doja numărul 10-12, a fost acolo o conductă surpată care a fost înlocuită, și construire cămin stradal în punctul de recordare Gheorghe Doja numărul 11, debranșare imobil din căminul stradal Mihai Jora numărul 1. În această perioadă s-a intervenit și se intervine. Pe apă avem o avarie pe conducta de refulare din Poarta Sud, în bulevardul Roman Mușa blocul 35 la un brașament de apă rupt, în Danubiana, la liceul Colegiul Tehnic Danubiana, o pierdere de apă. Iar pe canal, Maramureș 32, desfundare plus canalizare. De asemenea, vreau să vă anunț că se programează o oprire de apă în oraș pentru joi. Joi, deci în conferința de presă, am stat și am analizat, am verificat lista, sunt mai multe lucrări care se fac, va fi de joi de dimineață până joi la orele 17:30-18, se va interveni pe mai multe puncte de racordare, pe mai multe scoatere din funcțiune a unor rețele vechi care sunt sub presiune și care nu mai au rost să rămână așa datorită faptului că au fost rețele noi care au intrat în funcțiune și trebuie scoase de sub presiune pentru a evita pierderile de apă.
De asemenea, construirea și racordarea unui hidrant la Spitalul Municipal conform solicitărilor ISU. Deci toate aceste lucruri sunt în agenda de lucru de joi. Am stabilit să fie mai multe intervenții, cele mai multe dintre ele să se rezolve joi, iar celelalte am stabilit să se intervină pe timpul nopții. Undeva noaptea, când după ora 11-12 se poate opri apa, lucra, iar dimineața la 7 apa să fie funcțională. Am stabilit acest lucru tocmai pentru a crea cât mai puțină disfuncționalitate, cât mai puțină perturbare a programului romașcanilor. Cam acestea ar fi activitățile despre care am dorit să vă povestesc, desfășurate în municipiul Roman. Aș vrea să vă spun că la ora 11 vom merge împreună și vom inaugura un sistem de rezervare online, un produs informatic pe care în Moldova îl deține doar municipiul Iași. De altfel, firma la care noi am achiziționat acest soft este și cea care a pus la dispoziția primăriei municipiului Iași. De altfel, noi acest soft împreună cu cel care ne l-a furnizat l-am mai perfecționat față de ce are acum Iașu. Pentru procedura de rezervare online este că se accesează pagina de internet a primăriei municipiului Roman, servicii publice, evidența persoanelor și stare civilă. www.primariaroman.ro/sp_evpst.php. Repet, www.primariaroman.legat.ro/sp_evpst.php. Click pe butonul de programare online, se selectează, bine, astea apar imediat când se intre pe site-ul primăriei. Click pe butonul programare online, se selectează ghișeul la care depuneți cererea, se selectează data la care doriți să depuneți cererea, se bifează intervalul orar la care să vă prezentați la ghișeu, se completează câmpurile formularului, rubricile sunt obligatorii, se bifează pentru luarea la cunoștință respectarea prevederilor regulamentului de programare și pentru acceptarea prelucrării datelor în conformitate cu prevederile legii 677/2001. Finalizare rezervare și veți primi un număr unic de identificare. Câmpurile formularului sunt obligatorii, vor conține următoarele date. În câmpul nume și prenume se va completa numele și prenumele persoanei care va depune cererea în vederea eliberării unui nou act de identitate. În câmpul CNP, evident, codul numeric personal românesc cu care se identifică persoana. În câmpul mail se va completa adresa de e-mail validă la care va primi și date referitoare la confirmarea rezervării și un număr unic de identificare, cât și un atașament care cuprinde documentele necesare pentru întocmirea dosarului. Adică primește și cu ce documente trebuie să vină. Cam acestea ar fi câteva date. Regulamentul noi îl avem deja configurat, regulament de programare online cu primirea și solicitarea acestor cereri. Nu se pot face programări prin e-mail, fax sau telefonic, ci doar prin accesarea acestui soft. Programarea este gratuită, este netransmisibilă, iar înainte de programare solicitantul se asigură că deține toate datele, toate actele necesare de punere cererii prin consultarea secțiunii documente necesare publicate pe pagina de internet mai sus menționată. Cred că este un element bun pentru romașcani, este un serviciu informatic care poate fi accesat de acasă, persoana se programează, ia la cunoștință și cu ce acte trebuie să vină, astfel încât salvează foarte mult și din timp și din... Cam așa va arăta imaginea pe calculator cu perioada selectată, este un exemplu, sigur că da. Deci foarte lizibil, vizibil, foarte prietenos cu romașcanul, cu solicitantul. Foarte clar, nu complicat. Am căutat să fie cât mai pe înțeles.
astfel încât oamenii să poată să acceseze cât mai ușor și așa le apare finalul. Acesta le este răspunsul, unde trebuie să prezinte, la ce ghișeu, ora, data, după ce au fost selectat, pentru că în momentul când solicită, poate să fie ocupat și atunci de asta trebuie să dea un interval și este programat, îi vine direct, omul beneficiază și astfel cred că în acest context al vremurilor moderne în care trăim, intervalele de timp trebuie scurtate, operațiunile simplificate și cred că acest lucru este un sistem foarte bun. Deci administrația publică locală, prin acest sistem online, are șansa să ofere servicii publice cât mai apropiate de nevoile cetățeanului și cât mai simple în eficientizarea timpului care vine ca o necesitate firească a oamenilor. Cam acestea ar fi activitățile pe care am dorit să vi le aduc la cunoștință, câteva lucruri despre activitățile pe care le-am avut în perioada anterioară. După cum știți, am participat duminică seară, pe 3 aprilie, la Comitetul Național Director al Asociației Municipiilor din România, care a avut, începând cu ora 17, ca temă principală, organizarea adunării generale de a doua zi, prezentarea materialelor ce vor fi supuse adunării generale, și anume raportul de activitate al Comitetului Director a Asociației Municipiilor din România, raportul execuției bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil pentru 2015, raportul Comisiei de Cenzuri a Asociației Municipiilor din România, situația încasării cotizației membrilor AMR, aprobarea modificării și completării statutului AMR, plan de activități pentru 2016 și proiectul de buget pe 2016. A doua zi, așadar, a avut loc adunarea generală, începând cu ora 10:30. Au fost prezenți, alături de conducerea Asociației Municipiilor, Dorin Chirtoacă, invitat, primarul municipiului Roman, de asemenea Călin Popescu Tăricianu, președintele Senatului, Dacian Cioloș, primul ministru, Vasile Dâncu, viceprim-ministru, miniștrii Violeta Alexandru și alți membri ai guvernului. Au avut intervenții partenerii AMR, Uniunea Națională a Barourilor din România, Institutul pentru Politici Publice, Ordinul Arhitecților din România, Asociația pentru Implementarea Democrației, Fundația Cezar, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați de România, Asociația Consultanților din România pentru Accesarea Fondurilor Europene. Au avut intervenții Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Asociațiilor Orașelor din România și Asociația Comunelor din România. S-au prezentat toate acele materiale pe care le-am pregătit în Comitetul Director, au fost validate, aprobate și s-a încheiat adunarea generală. Aș vrea să vă mai informez că cu această ocazie am mânat doamnei Violeta Alexandru un material, un memoriu. Violeta Alexandru, care este ministrul consultărilor transparenței publice și care asigură legătura din atriată autoritățile publice locale, guvern, cu privire la mașina smurd de la Spitalul Municipal din Roman. De asemenea, n-am putut să întârzi prea mult pentru că aveam avionul spre Geneva cu delegația de Elveția și am rugat-o pe domnia sa să înmâneze un material adresat și domnului prim-ministru. De asemenea, un material a fost înaintat cabinetului senatorial, domnului senator Chelaru. Un material a fost înaintat domnului Mugur Cosmanciuc pentru Camera Deputaților. Deci am făcut toate demersurile, pe toate liniile, încercăm toate pârghiile, inclusiv doresc să forțăm și modificarea legii. Legea care spune că aceste mașini se repartizează doar municipiilor, reședință și de județ și care mi se pare o mare tâmpenie. Pentru că trebuie, cred că, considerat poziția geostrategică a spitalelor, trebuie considerat incidența accidentelor, trebuie considerat gradul de complexitate și de deservire a unei unități și nu trebuie să gândim într-un mod șablonar, stereotip, dintr-un birou. N-am să contest niciodată capacitatea și inițiativele bune pe care le-a avut domnul Raed Arafat, dar cred că aici, cu legea ca aceste mașini să se repartizeze doar municipiilor reședință de județ, mi se pare o mare tâmpenie. Pentru că municipiile reședință de județ, iată cum e Neamțul. Piatra Neamț se află practic într-o laterală a județului,
nefiind plasat la un drum european de o asemenea anvergură a traficului rutier. N-am niciun fel de problemă că o mașină este repartizată la Spitalul Județean și mi se pare corect să fie așa, pentru că deservește Piatra Neamț o zonă destul de mare, de pe la Valea Muntelui până spre noi, până spre Bucuș și până spre Târgu Neamț. Total de acord, dar să nu uităm că municipiul Roman deservește zone atât din Neamț cât din județele Bacău și Iași, că se află situat pe E85, pe o stradă, pe o arteră de circulație foarte importantă numită și șoseaua morții, în care incidentele, din păcate, sunt atât de dese. Chiar nu foarte mult după retragerea mașinii a avut loc un accident în jurul comunei Secuieni, acolo unde strada era blocată cu victime și mașina stătea bine mersi în curte la pompieri. Adică, în ce țară trăim, ne pune mereu întrebarea. Dar eu aș pune următoarea întrebare, că toți ne punem asta, în ce țară trăim când suntem nemulțumiți, dar ce facem pentru a schimba în bine? Iată, noi facem pentru a schimba în bine. Demers prin Senat, prin Camera Deputaților, prin Guvern, prin, la Prefectură, de asemenea am avut discuții și am, cu doamna Prefect și am depus materialul. Deci încercăm pe toate căile și așa cum vă spuneam, voi încerca și voi forța și modificarea legii. Acolo unde ar trebui spuse spitalelor de urgență, nu județene, de incidență majoră și care reclamă o astfel de necesitate, o astfel de nevoie care trebuie satisfăcută. Cred că trebuie să gândim deja mult mai larg și nu stereotip îngust doar pe niște lucruri despre care cunoaștem mai puțin dintr-un birou, iar realitatea din teren reclamă foarte multe inconveniente sau disfuncționalități. Așa cum vă spuneam, după această activitate a Asociației Municipiilor din România, m-am deplasat în Elveția, într-o vizită de lucru. Vizita de lucru s-a produs la Geneva și zona Lozan, în cadrul unui protocol de colaborare, aveți și fotografii puse. Acolo o să vă stăm la dispoziție să vă punem și foto în sistem informatic, cei care doreți. Deci a fost o vizită de studiu la Geneva și zona Lozan. Vizita de studiu s-a derulat în cadrul proiectului Orașe Verzi, Regiuni Verzi, cofinanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană Extinsă. Proiectul își propune să contribuie la sprijinirea municipiilor și regiunilor ce au în vedere reducerea amprentei de carbon și construirea unei cooperări durabile între partenerii elvețieni și români, cu scopul de a identifica soluții potrivite pentru tranziția către o economie verde. Vreau să vă spun că programul a fost gândit și organizarea, aveți și fotografii acolo cu vizite la diferite unități de producere a energiei electrice. Energie electrice pe foarte multe sisteme. Pe energie eoliană, pe energie hidro, pe energie solară, pe deșeuri, biomasă, biogaz. Am o imagine foarte largă și m-am bucurat că și chiar am fost felicitat, am fost primit la primăria din Geneva, de primărița de acolo, și care a rămas foarte încântată și probabil ne va face o vizită în perioada următoare în țară, de ce nu poate și la Roman, când a auzit că și Romanul ca și Geneva are o hidrocentrală proprie a primăriei. Sigur că hidrocentrala de la Geneva, uitați, acele sunt turbinele, sunt 4 turbine a hidrocentralei, e făcută de prin anii 1920-1930, are o putere mult mai mare, sigur și râul la noi, hidrocentrala e pe râu, uitați-o, e pe râul Moldova, aici este pe fluviu Ron, dar acolo sunt eu în hidrocentrală, în vizita în hidrocentrală. Deci, acest program a fost organizat de către IER20, asociația din partea Elveției, la care au fost prezenți Lilian Ursache, o elvețiană de origine română,
Cristof Nutal și David Albertani, Terra Millennium 3 din România, Asociația din România, parteneră cu R20, prin Lavinia Andrei Liviu Gheorghe Dumitra Mereuță, Asociația Municipiilor din România și 10 factori de decizie, primari, viceprimari a municipiilor din România. Onoarea a fost că la București, la întâlnire, am fost desemnat eu să conduc această delegație, deci am fost conducătorul delegației din România în Elveția. Aici o groapă, dacă lăsați un pic, o groapă de gunoi închisă, care vreau să spun că arată mult mai prost față de groapa de gunoi închisă de la Roman. De altfel, eu în Elveția am mai fost în partea, aici e partea franceză a Elveției, am fost în partea germană în anii 97-98, zona Zurich, Berna, și atunci m-a izbit diferența. Bine, eram imediat, poate câțiva ani după Revoluție. Vreau să spun că diferențele nu mi se mai par atât de mari. Vreau să vă spun că și România vine puternic din urmă. Vreau să vă spun că nici calitatea străzilor sau a trotuarelor nu m-a mai uimit atât de mult. La ei toate trotuarele sunt din asfalt, din ani de zile, cu reparații, cu decupări, reparații de bună calitate. Iată când cu gaighere pe mijlocul drumului, discutând eu cu constructorii, spuneau că nu se poate, asta am făcut-o eu pentru constructor, ca să le arăt că se poate. Deci cu gaighere, că ăștia suimeau, domn primar, dar ce faceți, fotografiați canalele? Lasă, frate, că știu eu de ce. Și am fotografiat și canale și gropi de gunoi și tot ce am văzut frumos acolo și mi-a plăcut. De acolo, de la Geneva, chiar m-am uitat acum când am fost, este acel jet, acel geyser pe care l-am adus eu în parcul municipal. Și m-am uitat acum a funcționat și m-am bucurat că ăla din parcul municipal a ieșit exact ca ăla de la Geneva. Sigur, păstrând proporțiile lui la scară. La fel cum am adus din Barcelona perdeaua de apă pe sub care se trece la insula veche. Și acum ce am văzut frumos și am adus și ca idee și vreau să pun pe esplanada Precista Mare niște, puteți schimba, niște cireși japonezi care erau o splendoare, o splendoare. M-am bucurat foarte mult, i-am văzut și această idee, am s-o implementez și la Roman. Și banca asta mi-a plăcut, am fotografiat-o, mi-a plăcut așa, ingenioasă, lângă o terasă din Geneva, și e din metal, din țeavă rectangulară, de 12 pe 4, laminată și cred că destul de greu, dar o întreprindere ar putea să facă. Mi-a plăcut ideea, am fotografiat, am zis că nu se știe niciodată, poate nu chiar așa, dar sistemul mi-a plăcut. Așa cum vă spuneam, în prima zi programul a fost foarte dens, începeam la ora 9 dimineața, terminam la ora 18, în prima zi am avut un seminar la birou R20 din Versoa, un alt oraș pe care l-am vizitat, cu prezentarea obiectivelor pentru vizite, cu principalele obiective din Versoa, cu o vizită de curtoazie la Palace Enard, întâlnire cu primarul din Geneva, cu doamna Esther Arin, apoi vizită la Tosa, cred că este acolo, un autobuz inteligent, electric de mare capacitate, cu zero emisii. Aici era zona gropii de gunoi, colectare, selecție și transfer. Cum ar fi asta de aici, de la Roman? Sigur, păstrăm proporțiile, mult mai mare, dar să știți că e mai modernă asta noastră de acum, de la Roman. Deșeurile pe toate sistemele, vedeți că acolo scrie, e pe hârtie, dacă schimbați, dă mai departe, aici este pe sticlă colorată, are și sticla albă, aici deșeuri de plastic, așa, deșeurile de plastic, fiecare cum sunt compartimentate, mai departe, tot parte de plastic, dacă care nu-i selectată, i-am întrebat cât se selectează la ei, în jur de 60%. Sunt încă departe de Norvegia, de Suedia, care colectează peste 90% selectat, dar sunt foarte departe de România, care colectează până în 15% selectat. E vorba de conștiință, e vorba de educație, acolo e lemn, nu ne-ați văzut, aici deșeuri, acolo e deșeurile de lemn. Se selectează totul, se compactează și se trimite către furnizori. Hârtia la fabrici de hârtie de topitorie, sticla se farmă toată, aici peturile. Partea de peturi se pleacă pe o bandă transportoare, o vedeți aia albastră în sus, unei intră, se toacă, se fac fulgii, se compactează și merge se fac fulgii. Și apoi merge din nou, tot către pieturi, tot către polietilenă și așa mai departe.
Da, puteți schimba. De asemenea, vreau să vă spun că ține foarte mult de conștiința oamenilor, ține foarte mult de educație. Nici ei, elvețienii, v-am spus, nu sunt la un nivel, ei nu sunt mulțumiți de nivelul de colectare selectivă pe care l-au. Ce să mai zicem noi? Deci trebuie să tragem aici părțile de plastic, de folii care le ambalează. Aici mașinile, este o altă zonă în care mașinile se compactează cu totul, cu motoare cu tot compactate, doar plasticul dat jos deoparte, aluminiu și restul compactat cu totul pleacă la topitorie. Da, zona de mașini. Aici e zona de hidro, unde se produce energia electrică din gunoi și este monitorizată toată. Pe panouri nu urmărește nimeni, că e automată. Din când în când trece cineva să iei parametrii. Adică nu era nimeni prin birourile astea. Vreau să vă spun că diferențele, ce spuneam, nu mai sunt atât de mari. Eu cred că dacă am fi fost mult mai serioși, dacă am fi fost mult mai atenți la detalii, mult mai implicați și un pic mai patrioți, România ar fi putut să fie mult mai aproape astăzi, din Germania și de Elveția. Pentru că, într-adevăr, sunt în fața noastră încă. Atâția ani de democrație și de dezvoltare nu pot fi compensați în timp scurt. Dar vă spun că ceea ce, cum am văzut eu Elveția în anii 98-97, aici, pe fiecare clădire au panouri fotovoltaice. De altfel, de aici am discutat și vom face și nou, și noi, prin schimb de experiență, un câmp de panouri fotovoltaice în Roman. Au o cultură pentru tot ceea ce înseamnă energie verde. În primul rând, energie fotovoltaică, în al doilea rând, energie hidro, în al treilea rând, energie din orice, biomasă, biogaz, din orice poți să facă energie și aici e hidrocentrala de la, din Geneva. Din orice poți să-și facă, ei își fac un titlu de glorie că produc energie verde. Așa cum vă spuneam, aveți acolo, găsiți că și poze cu autobuzul electric. Am și râs de ei că au păstrat, ca, știți ca cum era bancul ăla cu armata din Albania, că o scos armata. Și ce-o ieși când o scos armata? Un tank. Așa și ei, adică aveau stații făcute cu autobuze, dar de fapt e un singur autobuz pe care l-au făcut, într-adevăr, șmecher, ce să zic, dar aici e un alt depozit de deșeuri de anvelope. Deșeuri în care, de anvelope, unei ei, și cu hotel de anvelope. Adică cetățeanul vine și contra unei chirii își lasă anvelopele de iarnă sau cele de vară, în funcție de anotimp, și vine și le schimbă. Aici le și schimbă, le centrează. Aici e zona în care selectează cauciucurile. Le selectează. Aici m-am simțit un pic eu mai... Așa am avut o stare mai dificilă. Că ne-au spus că aici selectează cauciucurile care sunt mai bune, le dau deoparte și le trimit în Europa de Est. România, Bulgaria, Ucraina... Nu prea mi-a venit bine, ca să vă spun drept aici. Nici n-am făcut comentarii, m-am făcut că nu înțeleg. Dar aici le selectează care sunt mai bunișoare, le trimit în Europa de Est contra unor prețuri foarte mici, pentru că ei sunt foarte mulțumiți să scape de ele, iar celelalte merg la deșeuri. Sunt arse tot la producere de energie electrică. Apoi, după amiază, am vizitat, așa cum vă spuneam, autobuzul inteligent în zona Tosa și în un alt oraș satelit de lângă Geneva, Caruj. Am vizitat instalațiile orașei inteligente din zona Caruj. A treia zi, tot așa de dimineață, la ora 9, vizită la Seberco, instalații de gestionare a deșeurilor. Ați văzut poze și la Pneus Clod, zona alte deșeuri de cauciucuri. Reciclare de anvelope plus energie solară, deci producere de energie. Tot dimineața apoi am mers și am vizitat situl Châtillon, gestionarea deșeurilor verzi din Geneva, veți găsi poze. Deci acolo oricine curăță copacii, curăță gardul viu, cosește, pune în mașinuță și duce acolo. Cine curăță la cantine, ceapă, cartofi, morcov, se adună, duce acolo. Se depun pe, o să găsiți dacă dați și din depozitul de aici, depozitul de deșeuri vegetale, pe zone, acolo sus unde vedeți, aici e tocătoarea, unde vedeți scris cu galben, scrie ce fel de deșeuri, da? Creangă, lemn, iarbă și așa mai departe. Iar acolo unde vedeți acoperișul, mai dați un pic înapoi, unde vedeți acoperișul acela mare
și zidurile, în acolo se află toată tocătura. În interior este o mașinărie, ca un fel de roată, cum erau la zbaturi, la vapoare pe vremuri, care vine și amestecă și stropește toată masa aceea verde. Ciclul este de 6 săptămâni. Ea fermentează, intră în putrefacție, bacteriile își fac treaba și se produce pământul acela pentru straturi, pentru flori, și o să vedeți mașini la rând care vin și cumpără de acolo acel pământ. Iar ce nu se poate, un pic aici, da? Deci aici este zona, mașinăria este aia de acolo, roșie pe podul rulant, dacă o vedeți, puteți schimba, cred că sunt mai multe fotografii. Aici e zona de producere a energiei electrice din biomasă, rezervoarele. Aici e zona de tocare și uscare. Aici e zona în care se aruncă, aici tare urât mai pute, se aruncă toate deșeurile care nu pot intra în prelucrarea pământului. Și aici fermentează și se duce, produce biogazul. Și biogazul se duce și arde și produce curent electric. Da, asta e în orașul Șateau. Pe urmă, vizită de tratare a apelor uzate, stație de depurare la step Boadebei. O avem și pe aceea acolo, puteți să vedeți cât aici ai stația de depurare, unde vin toate dejecțiile din Geneva, sunt prelucrate. Da, cum să vă spun, puși la punct, automatizat totul, dar acum, cum am făcut noi stația de epurare, suntem mai tari noi, ca ultime nivele de perfecționare, de updatare a sistemelor. Bun, este și o stație veche, o updatează de la perioadă la perioadă cât pot și ei. Aici mi-am luat eu anumite date, m-au interesat anumite lucruri să le văd. Partea de filtrare grosieră, unde se scoate partea groasă, da? Nămolurile, se dau deoparte, se usucă, intră într-un crematoriu unde se arde, se usucă la temperaturi foarte înalte, se formează ca niște granule, înțelegeți? Și cu toate astea au contract și le duc la fabricile de ciment și le bag în ciment. Barajul de la Verboa l-am vizitat, l-ați văzut, producția locală de hidroenergie. În ziua a patra, tot de dimineață, plecare către Lozan pentru a vizita siturile de energie Romand. Am vizitat, cred că sunt poze, o idee care mi-a plăcut extraordinar, extraordinar pentru un oraș mare, este un lucru deosebit. Rolex Learning este un centru de public library, o bibliotecă publică care se întinde pe mii de metri pătrați, care e toată numai în arcade și în poduri, n-are niciun perete, n-are nicio scară. Totul se coboară și se urcă și din aceste curbe se realizează anumite separeuri, ca să zic așa. N-au pereți, n-au uși. Și în interior este departamentul de urbanism, departamentul de litere, departamentul de jurnalism, departamentul juridic, departamentul de matematică și științe. Și acolo vin oameni care vor să citească, să se documenteze, studenți, elevi. Acolo mănâncă, acolo își beau cafeaua, acolo se întind, acolo dorm, acolo se odihnesc. E un public learning acolo. Dezbateri, întâlniri. Un lucru cu totul deosebit, finanțat totul din fonduri private, în care principalul finanțator a fost firma Rolex, de aceea ei și poartă numele. Da. Iar aici am văzut sistemul de încălzire și aer condiționat cu emisii zero, folosind apa din lacul Leman. Am văzut canalul care vine pe câțiva kilometri, un canal tehnic care arată cum arată holurile de la noi de la spital. Deci frumos, igienizat, merge în picioare, luminat, ventilat și țevile toate din inox, care vin și ce pun ei în valoare, creează energie din diferența de temperatură. Iau apa de pe fundul lacului și prin diferența de temperatură de 5, 6, 7 grade creează energie electrică și energie termică. Aveți acolo și centralele care folosesc apa pe principiu pompe de căldură, cum avem și noi la spital. Dar noi la spital avem pompe de căldură care folosesc energia din pământ, aici din apele lacului Leman. Lucruri foarte frumoase, lucruri foarte interesante. De asemenea, am vizitat și
EPFL din Ecuble, cel mai mare parc solar urban din Elveția, o să poată fi văzut și el. Apoi vizită la Enerboa, cea mai mare centrală termică electrică pe bază de biomasă uscată din vestul Elveției. Și sigur, seara ne-am întors în Geneva. Aceasta a fost vizita, a fost un schimb de experiență foarte bun, bazat pe energie, în cadrul proiectului câștigat de Roman cu fonduri elvețiene de pe primul loc în România, Green Cities, Green Regions, un grant, așa cum spuneam, din partea Elveției. În acest proiect a intrat și această vizită de studiu. M-am bucurat foarte mult că am putut să iau legătura, am putut să mă întâlnesc cu autorități din Geneva. Faptul că există un protocol de colaborare între Fundația Teruia Millennium 3, care este o asociație, un ONG de avangardă din România, care colaborează cu ministerele, care colaborează cu Guvernul României, cu Asociația Municipiilor și care este unul din principalii factori, motori ai acestui program, a acestui proiect. De altfel, acesta este și protocolul de colaborare care este încheiat între Fundația Terra Millennium 3 și Municipiul Roman, o colaborare care a dus la câștigarea acestui proiect. De unde am învățat foarte multe, de unde putem să avem foarte frumoase lucruri făcute și documentări, de unde, iată, vom face și noi la Roman un parc solar, ceea ce nu este cu fotovoltaice, ceea ce nu este puțin lucru. Cam acestea au fost lucrurile legate de vizita în Elveția. Onoarea este și pentru mine, dar cred că și pentru Romanșcan și Municipiul Roman, că primarul Municipiului Roman a fost cel care a condus delegația română în Elveția. Întâlnirile pe care le-am avut, discuțiile și prezentările, prima dată au fost făcute și toate raportările s-au făcut către conducătorul delegației, ceea ce e un lucru foarte important. Iar Romanul, încă o dată prezent la nivel național și internațional, printr-un mod cel puțin demn și onorant de a fi prezent în astfel de acțiuni. Cam acestea au fost lucrurile pe care am dorit să vi le prezint. Închei aici, m-am încadrat într-o oră, pentru că la 11 va urma inaugurarea softului de la Direcția de Evidență a Populației și la ora 13 inaugurarea farmaciei din cadrul Spitalului Municipal Roman. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Dacă nu, vă urez o zi bună și ne vedem în celelalte acțiuni.